boierește de la președinție. Probabil paza președintelui, a speakerului. Au mașini cu numere civile, dar cu geamuri fumurii. De ce lor le se poate să încalce legea? Geamul fumuriu înseamnă că nu vezi bine în față și riști să accidentezi pe cineva. Unde se uită Adrian, Candu, Marian, Lupu și cine mai răspunde de respectarea legilor? Este la alte mașini, tot sunt private. SP-ul își ascunde fața. Și ne pune viața în pericol. Oglindă. Vizibilitate redusă în jumătate, mai ales seara. Și numere civile. Să nu crezi că e mafie. Bandit și altănic. Asta e reședința președintelui. Președintelui Parlamentului. Și ăștia sienșii care se plimbă cu așa mașinuță. Bună ziua! Vreau să vă reclam niște ilegalități. Bună ziua! Vreau să vă reclam niște ilegalități. Iată, mașinile astea din spate cu numere civile, toate au, iată, geamul ăsta reflectorizant, da, cu vizibilitate redusă. Nu e așa că încalcă legea? Da. De ce nu le faci un proces verbal sau să nu e obligat să-și scot? Vă rog să vă ocupați, sunt 5 mașini în spate, pe toate le-am filmat. Eu am altă indicație. Vă rog să vă prezentați. Poftim? Vă rog să vă prezentați, cum vă numiți? Dar cu cine am onoarea? Dar ce importanță are? Sunt un cetățean care vă plătește salariul. E că așa e educat, Recean și Papuc. Asta e reforma menturii. Se comportă exact ca poliția pridnestrovskaya. Bună ziua! Vreau să vă semnalez niște ilegalități. Iată mașinile cele din spate, inclusiv SP și altele, vreo 5 cu numere civile, au geamul din față, ăsta, reflectorizant ca ăsta din spate. Nu e așa că e ilegal? Eu vi le reclam acum și vi le arăt cu deget. Toate 5 negri de aici și una a intrat în curtea reședinței domnului. Păi nu trebuie să-mi spuneți. Vă rog să spuneți dar cum vă numiți, că eu știu pe cine scriu plângere, că sunteți ineficient. Nu sunteți polițist la serviciu, în uniformă, nu e așa că ar trebui să reacționați la o reclamație a unui cetățean? Ele nu au trecut pe aici, vreau să le văd. Iată, vi le arăt eu acum, domn polițist. Cum vă numiți? Eu din ce n-am drept să spun. Vă rog să-mi spuneți cum vă numiți. Chemați poliția patrulare, dar cineva care se ocupă, dacă dumneavoastră nu vă ocupați de asta. Vreți să-mi spuneți cum vă numiți? Vă rog, vreau să scriu plângeri că sunteți ineficient. Domn polițist, cum vă numiți?